A expirat perioada în care cadrele didactice care nu sunt titulare pe post s-au putut înscrie la examenul de titularizare. Cei care doresc să fie dascăli titulari, dar și studenții în prag de absolvire, au avut timp până vineri să-și depună dosarul pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor în învățământul preuniversitar. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, s-au înscris 250 de candidați, cei mai mulți pentru posturile de educatori și învățători. S-au înscris 250 de candidați. Sunt scoase la concurs 50 de posturi titularizabile, adică posturi care pot fi ocupate cu contract pe perioadă nedeterminată și mai sunt vacante 2400 de catedre complete și incomplete, dintre care 107 pot fi ocupate prin suplinire. În perioada 30 mai 1 iulie va avea loc organizarea și desfășurarea probelor practice și a inspecțiilor la clasă. Candidații vor fi testați în data de 20 iulie. Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la proba scrisă. De asemenea, cei care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 7 nu pot ocupa posturi didactice pe perioadă nedeterminată.